Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să activezi opțiunea de 6 euro cu internet nelimitat în rețeaua Telecom. Da, ai auzit bine, cei de la Telecom îți oferă internet nelimitat la liber, da? Adică la cartelă, nu la abonament. Bineînțeles că ei îți mai oferă și minute nelimitate în rețea și minute naționale. O să te învăț cum să activezi această ofertă, nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, une să bifezi opțiunea toate. În primul rând, ca să activăm opțiune, în primul rând trebuie să avem reîncărcat cu 6 euro. Dacă ai reîncărcat opțiunea cu 6 euro, te sfătuiesc să nu deschizi datele mobile pentru a se termina acel credit de 6 euro, da? Te sfătuiesc mai întâi să activezi opțiunea, iar apoi după ce primești acel SMS de confirmare, să îți activezi datele mobile pentru a utiliza, de exemplu, internetul. Da? Bun, pentru a face acest lucru vom apela la steluțul ăsta diez. După vom apăsa tasta 4, opțiuni, cartelă. Iar apoi vom apăsa tasta 1, opțiuni, voce. Și dăm trimite, da? După apăsăm tasta 2, activare opțiuni voce și dăm trimite. Apăsăm tasta 1, opțiuni disponibile. Iar apoi noi o să activăm opțiunea de 6 euro, da? O să apăsăm tasta 1, da, opțiunea mobil nelimitat 6. Și ne spune că mobil 6 pentru 6 euro nelimitat minute SMS național, 300 de minute internaționale fix și mobil, da? Ne arată și o serie de țări și nelimitat internet timp de 30 de zile, da? Deci ceea ce ne spun cei de la Telecom, ne oferă minute și SMS-uri naționale nelimitat. Mi se pare cele mai bune opțiuni în momentul de față de la cei de la Telecom, care poate să ofere pe cartelă. Activăm, apăsăm tasta 1 și dăm activare. Și mai apăsăm încă o dată pentru a confirma activarea, da? Apăsăm tasta 1 și vom da trimite. Ne spune că ai solicitat activarea opțiunii mobil nelimitat 6, da? Dăm trimite. Hai să vedem ce ne spune ce de la Telecom. Ne spune că cererea ta a fost înregistrată, vei primi un SMS de confirmare. O să vedem dacă îl primim și SMS-ul de confirmare. De obicei durează până la un minut, două. Dar sunt anumite situații în care acel SMS poate să dureze, de aceea te sfătuiesc, până nu primești SMS-ul, să nu activezi datele mobile sau să suni pe cineva, da? Doar trebuie să aștepți SMS-ul de la ei. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like. Nu uita să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, dar ce mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi.